Luna plină vine cu multe provocări, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu, și scoate la iveală multe frici cu privire la ideea de a pierde bani, iar unui nativ se va schimba viața radical. Trei zodii se confruntă cu multe probleme în această perioadă, potrivit astrologului. Luna plină vine cu schimbări pentru trei zodii. Pentru berbeci, grijile pot fi legate de bani sau poate fi vorba de dependența lor legată de o anumită persoană prin care vor să se asigure financiar. Le este teamă ca nu cumva să piardă banii pe mâna unei persoane care le-ar putea cere sau nu i-ar putea susține. Soluția pentru aceste frici este pur și simplu înțelepciunea și experiența lor de viață și răbdarea de asemenea. Să lase lucrurile să treacă, să nu dea curs primului imbolt, primei emoții pe care o au, aceea de îngrijorare sau de nemulțumire. Să se uite puțin în trecut lor, pentru că cheia rezolvării problemelor poate fi chiar acum. Leu. Este o lună plină care îi pune pe lei în fața unei situații foarte delicate. O situație de viață care s-a creat sau anumite responsabilități pe care le au, de care trebuie să se ocupe și le creează un disconfort. Îi scoate din rutină, din confort și în momentul acesta care se creează în lună plină îi face să vadă foarte limpede costurile care nu mai sunt financiare, țin de energie, de sănătate și de comoditățile din viața lor. Gemeni. Însă în cazul gemenilor se pot răscoli probleme mai vechi, sau ei se tem ipohondrii care ar putea avea ceva, dar este clar că este un moment de vulnerabilitate și sensibilitate. La locul de muncă, poate nici acolo nu stau lucrurile prea bine sau pur și simplu realizează acum, la lună plină, când toată negura iese la suprafață, că de fapt nu le place ce mai lucrează sau nu le place unde lucrează sau nu sunt mulțumiți financiar și poate asta îi împinge să se gândească la izolare. Relatează click.ro.